este timpul să începem cursul. Așa cum evident știți, ne apropiem de final. Mai sunt două cursuri. Cursul de astăzi va fi practic împărțit cât de cât echilibrat între cele două ore. La începutul orei următoare, colegii dumneavoastră care au obținut un premiu la sesiunea științifică, vă comunic, dacă nu știți, că anul dumneavoastră este foarte titrat, adică sunt două premii care au fost luate la sesiunea științifică, din felicit ambele echipe. Sigur, fiecare și-a studiat problema atât din punct de vedere experimental, a spune mai ales experimental, cât și într-o anumită măsură din punct de vedere al teoriei. Aici ceva mai puțin, deoarece teoriile, ambele aplicații care au fost premiate, nu sunt foarte simple. Da. Însă, faptul că colegii dumneavoastră s-au implicat în realizarea experimentelor este de lăudat și acest lucru a fost apreciat de către comisie. Deci, încă o dată, felicit cele două echipe. Una dintre echipe am condus-o eu, cealaltă echipă a fost condusă de colegul meu, domnul profesor Popa Băneanu. Astăzi vom continua cumva aplicația de data trecută, însă dintr-un punct de vedere mai larg, și anume vom discuta despre mișcări nepermanente. O să am o mică discuție despre ce înseamnă permanent, ce înseamnă staționar, din punctul meu de vedere, însă la un anumit grad de înțelegere a lucrurilor, mișcări nepermanente sau nestaționare, cumva au același înțeles și prin ele noi, de fapt, considerăm că derivatele, în funcție de timp ale mărimilor respective, nu mai sunt egale cu zero. Deci până acum, cu excepția câtorva cursuri, inclusiv a cursului trecut, bineînțeles, noi am considerat că toate curgerile sunt permanente sau staționare. Ideea pe care eu vreau să o ridic este de a face totuși o anumită diferențiere între ce înseamnă un proces, să spunem, permanent și ce înseamnă un proces staționar. De exemplu, dacă dumneavoastră aveți o ecuație de tipul ecuației Navier-Stokes în forma următoare, unidirecțională, rho de U da de T este egal cu, să spunem, minus D P la DX plus eta 0 la plasia de U, da? Fără forță masică, pe o singură direcție, pe direcția axei X, deci aici este axa X, viteza are o singură componentă U și această viteză depinde U de X și T. Da? Deci viteza P va fi U E1. Nu am celelalte componente și depinde de X. Da? Să zicem de tipul acesta. E bine, în acest caz, sau depinde de X, sau depinde și de coordonata Y, sau depinde, de exemplu, de coordonatele, să zicem, R, da? În coordonate cilindrice. Deci, prin X-ul acesta, dumneavoastră, de fapt, puteți să puneți că este o treabă vectorială la DX.
întinde de toate direcțiile, însă am proiectat ecuația Navier-Stokes pe direcția axei X. E bine, dacă eu doresc, de exemplu, să obțin o soluție, să spunem, a unei mișcări permanente. Deci soluție permanentă A. Eu ce fac? Eu scriu ecuația fără derivata în funcție de timp. Adică ecuația la V0 este egal cu minus dv la dx plus e la 0 la Laplacian de U și de aici eu, de exemplu, obțin U ca soluție. Este evident o funcție numai de coordonatele x. Da? Nu am timp un t. T nu intră în discuții. Da? Această soluție este o mișcare, să spunem, permanentă. Da? Deci soluția permanentă. Dacă pe mine mă întrebați acum să găsesc o soluție staționară a mișcării, are cineva vreo idee cum obțin eu această soluție sau cum aș gândi? Deci mișcarea permanentă este clar. Nu am coordonata timp, bineînțeles nu am derivat în funcție de timp, U este de la început funcție numai de X și obțin această soluție. U în funcție de X. Dar acum eu vreau să gândesc mișcarea ca o mișcare permanentă. Să găsesc soluția ecuației. Cum ați vedea dumneavoastră? Deci permanent am obținut, acum mă uit la staționar, da? E vreo diferență între o soluție permanentă și o soluție staționară din punctul vostru de vedere sau aceste cuvinte au același înțeles? Ce părere aveți? Staționară, dar presupune să nu varieze nici în spațiu. Aia poate să varieze în spațiu. Permanent. Nu ca și cea permanentă, staționar, și permanent se referă la dependența în funcție de timp. În cazul mișcării de tip staționar, eu iau această ecuație, o rezolv printr-o anumită metodă, iar soluția mea va fi U, care depinde de X și de T. Și ce fac? Îi fac limită când timpul T se duce la infinit, mă uit la soluție cum arată și văd că această limită va fi U staționar care depinde numai de X. Ați prins ideea? De exemplu, dacă eu fac un grafic aici, aceasta este U, o soluție, și aici este timpul T. Soluția staționară, de exemplu, va fi ceva de timpul acesta. Plec un anumit timp, mă duc și de aici merge la o valoare U state. Staționară. Eu pot să mă duc aici cum vreau eu, pot să mă duc și așa. Sau pot să mă duc așa. Sunt mai multe moduri. Dar odată ce timpul merge la infinit, eu mă duc către această soluție. Deci asta ar fi
parte nestaționară și o parte staționară. Dacă vreau să reprezint această soluție permanentă, să o definim cu U0 de X, deci unde sunt eu aici, este un anumit X egal constant, cum va arăta ea? Ea va arăta de la început, indiferent la ce timp sunt, așa. Acesta este U0. Se presupune că eu lucrez cu sisteme în care cele două soluții, cea permanentă și cea staționară, sunt practic identice. Dar acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Dacă, de exemplu, ecuația mea nu este liniară, sau este mai ciudat. Alte soluții, de exemplu, se cheamă că sunt quasi-staționare. Sau, a spune eu, periodice. Asta ce înseamnă? Că la infinit, eu mă duc, de exemplu, cu o soluție de tipul acesta. Adică am o primă parte care este nestaționară, dar asta este o soluție de tip periodic. Nu se repetă la infinit, însă nu înseamnă că este pur staționară, pentru că ea depinde de timp, dar cu o anumită perioadă, da? Să zicem quasi-staționară. Deci este o diferență din punctul meu de vedere, între a considera o curgere permanentă, pe tine nu te-a interesat în acest mod niciodată termenul ce variază în timp, pentru că nu exista, deci timpul nu există, pe când în cazul mișcării staționare, timpul există. Numai că eu mă duc la o soluție care este independentă de și acest lucru se întâmplă când timpul se duce către infinit. Deci este această, să spunem, diferență. Și, de exemplu, din punct de vedere matematic, când aveți, veți avea de soluționat o ecuație de tipul ăsta, care, evident, este nepermanentă, dar nestaționară, nu? Pentru că am timpul întotdeauna, dumneavoastră veți face în felul următor. Deci obține o soluție care depinde de X și T, care de cele mai multe ori se pune sub forma unei soluții staționare, care depinde numai de X, la care se adaugă o soluție nestaționară, care depinde de X și de T. Deci cam așa se rezolvă lucrurile. Iar aplicând metoda separării variabilelor, de cele mai multe ori, această soluție nestaționară se spune că este un U nestaționar de X de mulțit cu o funcție de timpul T. Adică se aplică un fel de... Vă aduceți aminte această metodă? Cum se numește? Când ca să găsesc o soluție de două variabile, consider că funcția necunoscută este produsul dintre o funcție numai de o variabilă și o funcție numai de cealaltă variabilă. Am făcut noi pe la stradinică. Și mai înainte, cum se cheamă această metodă?
De lumină e foarte simplă. Adică dacă vă spun, zici normal că știam. Deci câte variabile ai? Două. Deci funcția asta de două variabile o consider egală cu produsul dintr-o funcție de o variabilă și o funcție de cealaltă variabilă. Și atunci când fac substituția în ecuația mea, ecuația cu derivate parțiale se va reduce la un sistem de ecuații diferențiate. Cum se cheamă această metodă generală? Că este în câmp termic, că este în câmp electric, că în cazul de față este viteză, cum se cheamă? Metoda separării variabile. Între capetele conductei
tensiune care variază în timp, ceva de genul acesta. Și atunci, bineînțeles, eu voi avea mișcarea staționară, care știți că este o parabolă, care se va schimba în timp și va merge și așa și va oscila. Nu? Am aceste variații în timp. De ce am variații în timp? Deoarece impun un semnal, să spunem, nestaționar la presiune. Vedeți? Deci ăsta de aici este un input, în acest caz, care depinde de timpul T și atunci, bineînțeles, necunoscut, care e cunoscut. Se presupune că este cunoscut semnalul ăsta. Și atunci, evident, viteza U va depinde de raza R și de timpul T. În cazul cel mai simplu. Când ai numai o mișcare în lungul conductei și conducta mea este dreaptă. Adică eu ce fac? Vă dați seama că am aici o pompă în care transmit curent, așa cum ați văzut în laborator, când ați măsurat pierderile de energie pe conductă, și mă joc cu pompa respectivă. Nu? Și creez aceste, să spunem, câteodată și unde vom vedea noi, dar în cazul de față este variația de viteză care face așa în funcție de presiune. De exemplu, puteți să găsiți un loc unde avem parte numai de mișcări de tipul acesta. Și de ce credeți voi că s-a studiat o mișcare nestaționară, dar periodică, într-o conductă sau într-un tub capilar? Unde întâlniți voi așa ceva? În viața de zi cu zi. De să țineți minte chestia asta.
Chiar dacă acum nu știi cum se rezolvă, dar dacă vei avea de studiat o curgere nepermanentă sau nestaționară într-o conductă, de aici trebuie să începi. Acum, vă reamintesc ecuațiile curgerii cu suprafață liberă sau pentru. Deci, cele două ecuații, le mai scriu o dată, sunt următoarele. dH la dt plus dUH la dx este egal cu 0 și ecuația de continuitate, iar ecuația de mișcare este dU la dt plus U dU la dx plus G dH la dx este egal cu termenul de plecare, să spunem, în forma minus sigma star rho H. Da? Bun. În acest caz, de exemplu, este un lucru evident, dumneavoastră studiați modul în care se dezvoltă forma suprafeței libere. Deci aici avem acest H care depinde de X, da, pentru că X modifică, dar și de timpul T. De exemplu, acesta este un timp T egal cu 0, la timpul T egal cu 1, la timpul T egal cu 2 și așa mai departe, da? Deci variația adâncimii. Și aici noi am spus că această adâncime este, să spunem, relativ mică, deci este shallow water equations. Și, bineînțeles, se pune ideea dacă eu pot modela cu acest sistem de ecuații și valorile. Deci, în cazul unui val, se presupune, știți că el într-o anumită formă, așa ideatic, arată ceva de genul acesta. Aici avem un H de echilibru, aici te duci în sus, aici mergi în jos. Și, ca fiind o undă, trebuie să vă reamintesc, am mai scris aceste lucruri, o undă de regulă are o lungime de undă lambda și o anumită frecvență, 1 supra t, este frecvență. Deci eu când scriu despre o undă de regulă, să zicem H, va fi egal cu H0, care reprezintă amplitudinea, și voi avea, de exemplu, ceva de tipul acesta, sinus de kx minus omega t. Da. În care k este egal cu 2 pi supra lambda, poartă numele de, ca să puteți asta de la cel puțin 3 materii. La 1. Și omega este egal cu 2pi supra t. Cum se cheamă K, cum se cheamă omega. Deci, așa, numărul de undă, ăsta este numărul de undă. Observați că este 2pi, pentru că se referă la rotația cercului, deci radian pe metru, iar aici este pulsația sau frecvența de rotație, da? Bun. Deci aici să punem o frecvență. Câteodată caul ăsta poate denumirea de frecvență spațială și aceasta este frecvență temporală. De asemenea, în cadrul unei unde de tipul acesta, ea se va deplasa cu viteza C și cred că vă aduceți aminte că C este un omega supra K, respectiv este lambda supra T, evident, în metri pe secundă.
Câteodată dumneavoastră mai știți acest lucru de aici, să zicem că punem un sin, îl dau pe K, fac o promul și atunci ai X minus CT. Adică viteza orbită este dacă dai factor comun. Deci pentru o undă, noi discutăm despre numărul de undă care este, de fapt, inversul lungimii de undă. Este vorba de frecvență, care este 2π supra frecvența, adică este vorba de, de ce, această angular velocity, adică viteza de rotație pentru un cerc. Iar aici este viteza de transmisere a undei. Da? Și este normal să mă gândesc dacă aceste ecuații care îmi dau variația lui H, da? H aici, de exemplu, este acesta, nu? Aici este acesta, este depinde de X, vorbă în timp se mută. Acum, după, fac pregătirea pentru ceea ce va urma. Și acesta este viteza unde? Sigur că aceste unde sunt provocate de o altă viteză, să zic, V0, eventual la vântul. Sau, de exemplu, introduc numai o pulsație undeva, nu bate vântul, și mă uit să văd ce se întâmplă cu undele respective. Da? Dumneavoastră, când aveți aici o undă, se vede că tu te rotești așa, aici va fi așa, și aici sunt punctele respective, care sunt pe suprafața aceasta materială. Da? Ia vine aici, urmă vine aici. Punctul, deci avem o mișcare atât în lungul undei, cât și pe direcție normală. Da? Și acum poate vă aduceți aminte de la fizică, de exemplu, când discutăm despre unde, sunt unde, să spunem, longitudinale și unde transversale. Adică unde longitudinale, dacă viteza unde este, să spunem, C, da? Particulele merg așa, da? Se deplasează pe direcția undei. Dacă am o undă transversală, tot cu viteza C, particulele vor merge așa, de exemplu, pe o direcție perpendiculară pe direcția undei respective. Vă aduceți aminte, de exemplu, de la fizică, undele sonore într-un mediu fluid, deci în aer, la sonor, mă refer la aer sau la apă. Ce tip de unde sunt? Longitudinal. Poftim? Longitudinal. Longitudinal. Da? Deci aici este înfluit unde, să zicem, unde sonore înfluit. Pentru că în solid pot fi și, sunt și longitudinale și transversale. Dar, de exemplu, undele electromagnetice, cum ar fi lumina, ce tip de unde sunt? Vă aduceți aminte? Sunt transversale. Pentru că câmpul magnetic, câmpul electric, în sfârșit, știți că fac un plan, sunt perpendiculare. Da? Și asta e viteza de deplasare. Deci aceste lucruri, în general, se vor regăsi în toate ecuațiile care sunt de forma unei unde. Și se pune întrebarea dacă aceste unde pe suprafața apei, vălurele astea, pot fi cumva modelate sau se regăsesc în ecuația de acolo. Deci eu ce ar trebui să fac de acolo? De exemplu, să elimin U, viteza, să zicem, și să obțin o soluție numai pentru H. Adică mă duc, de exemplu, dacă acesta este un X, ăsta este la timpul T egal cu 1. Da? Vorba la timpul T egal cu 2, vine așa. La timpul T egal cu 3, vine așa. Da? Adică presupun că am, de exemplu, numai o singură
cele mai multe ori eu așa am o interferență de unde, adică am aici un fel de sumă din KI omega I. Iar apoi aceste semnale se despart în furie și așa mai departe. Deci asta e o procedură mare. Dar deocamdată, haideți să vedem cum putem noi obține această ecuație și, într-adevăr, aceasta trebuie să fie o ecuație a undei. Uitați ce se întâmplă. În orice mișcare de tipul acesta, dumneavoastră veți observa vizual că aveți niște unde mamă de bază peste care se suprapun niște undițe mici. Sigur, unde este o undă, două unde, da? Deci niște unde din astea care sunt, să spunem, care perturbă într-un anumit fel această undă mare pe care noi o vedem. Deci este clar că voi avea acest caz suprapus mai multe tipuri de unde. Și vom vedea noi acum, din punct de vedere matematic, de unde provin ele. Uitați, în primul rând, voi face câteva ipoteze care sunt foarte simple, în anumit fel, adică simple, simplu de înțeles. Prima ecuație am așa, dH la dt plus U dH la dx plus H du la dx este egal cu 0. Da. Deci așa am scris așa. Iar în a doua ecuație, eu voi face următoarele ipoteze. Și anume, consider că nu am frecare. Deci este ipoteza în care vreau să văd ce se întâmplă dacă nu am frecare. Adică întotdeauna frecarea ce va face? Amortizează aceste unde și, în final, lucrurile sunt clare. Da? Deci consider acest lucru. Asta înseamnă că efortul de frecare jos undeva nu-l iau în discuție. După care mai tai un termen care înseamnă că termenul neliniar, întotdeauna la matematică, asta e o treabă generală, cine ne dă, să spunem de lucru, este termenul neliniar. Termenul neliniar înseamnă acest produs, da, care provine din accelerația convectivă. Deci eu, dacă neglijez ăsta, îl pot neglija și pe ăsta, de exemplu, de aici, da. Sau, de exemplu, îl neglijez pe ăsta de aici. Acum se pune problema pe care din el. Dar hai să scriu deocamdată ecuația a doua, du la dt plus g dh la dx este egal cu 0. Deci pe mine ce mă interesează aici? Pe mine mă interesează să scot h-ul, da? Variația lui h. Da? Pentru a scoate variația lui H de aici, mie îmi trebuie, de exemplu, să elimin U din joc. Da. Acest lucru îl pot face, să zic, imediat. De exemplu, dai acest termen, care iar este un termen, să spunem, neliniar. Adică consider că variația asta lui H nu este prea mare. Ia să vedem dacă aveți vreo idee de cum aș putea eu să-l scot pe H de aici și să-l elimin pe U.
aceste unde, ai o undă dominantă, se spune, nu peste care se suprapun anumite unde mai mici. Dar întotdeauna, problema voastră este că sunteți blocați la lucruri elementare din punct de vedere matematic. Data trecută era problema că o funcție de x și de a, prin metoda separării variabilelor, se scrie ca un produs de două funcții, lucru care este elementar. Iertați-mă că vă spun pentru un inginer. Iar acum aveți un nenorocit de sistem. Vedeți, asta este problema, adică voi puteți să aveți în mintea voastră să înțelegeți fenomene foarte complicate. Însă pentru a găsi un rezultat cantitativ, pentru că inginerul, v-am mai spus eu, se uită la cantitate, tata. Când voi lucrați să proiectați o turbină, că este pe bază de apă, că este pe bază de apă, nu contează care, voi nu primiți, domne, fă-mi o turbină. Și tu îți imaginezi tot felul de turbine. Nu așa se spune. Ție-ți cere, fă-mi o turbină care dă X megawatts. Înțelegeți? Deci inginerul este legat de cantitate, tată. Tu când iei, cumperi o mașină, ce-i cer? Dă-mi și mie o mașină. O mașină poate face și tribul din Congo. Tu ceri dimensiuni, ce puterea motorului, ce viteză este, ce consumare, adică ce? Cantități. Ori cantitățile nu pot ieși decât dintr-o ecuație, care în final are o soluție. Debitul sau consumul este de 5 litri pe 100 de kilometri. Înțelegeți? Asta este un rezultat al unei ecuații. Nu poate veni așa de la Duhul Sfânt, pac, te-a lovit. Ori pentru asta trebuie să știți să rezolvă o ecuație. Vedeți, asta este o întrebare la care eu reflectez de când sunt student, nu de acum. Care este, de fapt, problema esențială? De ce noi nu putem face acest cuplaj între matematică și, să spunem, partea de fizică? Voi cu ce lucrare ați luat drept? Zi. Și ce premiu? Poftim? Așa, deși a luat un premiu întâi. Ei cu ce lucrare ați luat? Al instabilității. O să vedeți, da? Și în final, că să-i cam tehnicus. Adică a făcut ceva în care vine un jet și învârte o roată. Ai calculat ceva? Nu. Ați calculat ceva? Nu. Pentru că asta este greu. Vedeți? Păi tu dacă vrei să scapi de U, aici aveți că U este derivat în funcție de X, aici este U derivat în funcție de T. Păi zic, băi, ia să deriva asta în funcție de T și asta în funcție de X. Și formule scap, de sus voi avea D2H la DT2 plus H D2U la DX DT și aici aș mai avea D1 la DX ori DH la DT este egal cu 0. Ăsta-i termen pe care îl neglijez. Deci astea sunt lucrurile pe care le neglijez. Deci eu ce neglijez acum? Acele pulsații, acele mici variații ce se suprapun peste, să spunem, unda mea mamă.
Deci dacă l-am neglijat pe ăsta, ăsta de aici îl introduc aici. Nu? E cu semnul minus, formă duc în partea cealaltă. Da. Deci eu ce voi avea? D2H la DT2 este egal cu GH D2H la DX2. E adevărat? Acum vreau să vă întreb. Dumneavoastră recunoașteți această ecuație din anul întâi? Câte ecuații cu derivate parțiale ați făcut la matematică? Și aduce aminte cineva? Ecuația. Asta e ecuația unde, doctor? Dar ai făcut ecuația din funcției. Da. Și ecuația unde? Vezi? Ecuația din funcție este aia de sus, de acolo. Pentru că ai doar prima derivată în funcție de timp a necunoscutei egal cu ceva cu a doua derivată în funcție de spațiu. Vedeți că laplacian de unde înseamnă a doua derivată. Deci prima ecuație este ecuația din funcție. De fapt este difuzia impulsului. Adică conservarea impulsului. Iar ecuația unde înseamnă că a doua derivată a funcției necunoscute după spațiu este cumva proporțională cu a doua derivată a necunoscutei după timp. Deci dacă aveți a doua derivată cu a doua derivată, este ecuația unde? Care, bineînțeles, are o soluție de tipul sinus sau o soluție de un alt tip pe care o vom vedea noi. Deci iată că acesta este motivul pentru care dumneavoastră în anul întâi la matematică faceți aceste ecuații. Poate este mai bine, și asta este o discuție infinită, vă spun, în programa de învățământ, ca aceste ecuații, partea de matematică, să se facă odată cu partea fizică. Înțelegeți? Pentru că așa conexiunile sunt mai clare. Ai făcut anul trecut, poate ți s-a spus, poate nu ți s-a spus, nu ai văzut sensul respectiv, ai făcut un copy-paste mental care s-a dus în timpul verei la mama veche, pe vară. Sau undeva sus. Și înainte de pauză, o întrebare. Ce credeți că reprezintă acest termen de aici în ecuația unde? Ce este întotdeauna? Ce dimensiune are? G, în ce se măsoară? Metri pe secundă la pătrat. H se măsoară în metri. Deci acolo vei avea metru pătrat pe secundă la pătrat. Adică ce poate să fie asta? O viteză la pătrat. O viteză la unde? Ăsta este C pătrat. Da? Deci în cazul de față a acestor, să spunem, valuri, hai să o luăm așa, acest C este radical din GH. Vedeți? Adică viteza de propagare se spune unde gravitaționale. Dar adică ai numai gravitație în joc. Sigur că, în realitate, undele sunt ceva mai complicate. Pentru că în afară de aceste ecuații, pe suprafața liberă, apare tensiunea superficială. Da? Și este normal ca acest C să depindă și de valoarea tensiunii superficiale. Deci, dumneavoastră, când studiați
să zic aceste unde, nu? Aici aveți un G, iar aici sus aveți un sigma de tensiune superficială, da? Adică G-ul și sigma caută să țină valul, da? Care este deplasat datorită, să spunem, unei perturbații induse. Un joc, de exemplu, la cutremure, da? Și, bineînțeles, sub acțiunea vântului. În realitate, însă, ceea ce vedeți dumneavoastră, vedeți tot felul de vărurele de genul acesta. De ce? Pentru că am neglijat toți acești termeni neliniari care produc și ele alte unde și totul se interferează. În general, dacă dumneavoastră aveți un fenomen simplu, înseamnă că omega, frecvența, este eventual constantă, K-ul meu este eventual constant. Și sigur, viteza C, de exemplu, în cazul de față, este o viteză constantă, depinde numai de H. Da. În cazul general, însă, omega depinde de lungimea de undă. Da. Deci, în cazul general. Asta e cazul general. Deci, în acest caz, această relație, dependența frecvenței de numărul de undă, poartă denumirea de relația de dispersie. Care e studiată și la undele electromagnetice. Deci, relația de dispersie. Acum vreau să vă dau două lucruri. Și anume, ceea ce am făcut noi aici este pentru ape, imediat o pauză, puțin adânci, ce se întâmplă cu aceste valuri dacă apa este mai adâncă. Deci această relație, dumneavoastră o considerați că acest H de aici este mult mai mic decât lambda. Deci în acest caz nu am dependență, viteza nu depinde de lungimea de undă. Se va depinde numai de H. De asta se spune shallow water. Adică H-ul, să zic, este atâta și când vine unda, vine ceva de genul acesta. Da. În cazul în care eu am o dependență a vitezei de lungimea de undă, de exemplu, dacă H este cumva mai mare decât lambda supra 2, avem o relație de tipul C pătrat este egal cu GH pe lângă 1 minus 1 supra 3 K pătrat H pătrat. Deci, iată că K fiind 1 supra lambda, C-ul depinde de lambda. Da. Această relație a fost stabilită de Lucinesc. În 1872. Deci, în cazul, să spunem, general, de exemplu, dacă avem aceste dependențe și avem și tensiunea superficială, omega depinde și de K și de tensiunea superficială, în caz general. Dacă veți studia aceste lucruri, adică relația de dispersie arată ceva de tipul acesta. Și acum este ultimul lucru care se spun aici, înainte de a începe partea a doua a cursului. Există niște fenomene de acest tip nepermanente, asociate undelor, care arată ceva din genul acesta. Tu ai așa o apă liniștită, așa. Și la un moment dat, vine peste tine
Când vine așa una peste tine, te-a lovit și că a plecat pe urmă. Asta este datea rasă. Care, în principiu, e o undă de tip gravitațional, adică este ceva de C, este aproximativ egal cu C, delta plus H, în care delta este, să zicem, ăsta este delta și aici, dumneavoastră, aveți un H ăsta. Adică se mai adaugă chestia asta. Ia spuneți. Deci acolo perturbația este la fundul mării, când vine un cutremur, este o falie, sunt două plăci tectonice. Puteți să faceți și voi asta dacă aveți așa. Și faceți și pac! O alunecare de asta. Și se transmite perturbația. Este o soluție, asta se cheamă soliton, adică ai o singură undă. Înțelegi? Care merge cu o viteză V și de asta se dau anunțuri, pentru că ea merge, disipă puțină energie, aici este neurologia, și merge pe traversarea oceanului Indian. Dacă știți cât a fost tsunami în mare în Thailanda, nu? S-a transmis până în Ceylon. A trecut jumate din Oceanul Indian și a terminat pe ea în Ceylon. Vă aduceți aminte? Sau erați mici? Deci este o undă de tipul acesta. Ea transportă o cantitate foarte mare de apă, dislocă. Nu? Tu dacă ești în mijlocul mării, de exemplu, la un mijlocul oceanului și tu ești un vapor, unda asta te ridică așa puțin. Cât face în tine. Dar H-ul se micșorează dramatic în apropierea țărmului, vine cantitatea asta de apă, ea n-are unde să se mai ducă, mai ales când e prinsă în golful, și atunci, în principiul conservării masei, H-ul trebuie să se ridice. Nu. Și vine peste tine la 30 de kilometri în lac, erau 10 centimetri, pentru că acolo adâncimea poate avea un kilometru. Iar când ajunge la țărm, are 50 de metri. Sau 30 de metri. Val. Și terasă. Deci această soluție, soliton, înseamnă numai o undă care este o soluție a unui sistem de ecuații de tipul acesta. Nu este chiar acesta, dar vă uitați în literatură. Deci iată că aceste mișcări, ele sunt generate, să spunem, transmisiei unei unde. Undele, de regulă, în cazul nostru, sunt longitudinale pentru sunet, însă în cazul valurilor, vedeți, ele se deplasează particula și așa, și merge și așa. Adică, pe suprafață, aceste unde sunt compuse, au o componentă longitudinală și o componentă transversală, pentru că sunt niște cercuri, de fapt. Și atunci te duci sus-jos, dreapta-stânga cu particula. Dacă o vedeți și puneți un flotor la mare, asta se știe, ea merge așa și tot oscilează așa. Dacă sunt luăm o pauză de 5 minute, hai să fixăm setup-ul.